Incontestabil, babuinul e vedeta zilei. Tipul e un imposibil oricum, când mai trage însă și un jolly joker, devine de o insolență fără de margini. Că jubilează, e puțin spus, iar galeria suporterilor care exultă îi dezmiardă cugetul. Băieții se bucură de întoarcerea lui după nici 24 de ore, ca de sosirea unchiului cel boca din Texas." Bădoiu știe să aprecieze gândurile și sentimentele bune, în stil propriu. Bref, în biroul nostru s-a încins un chef pe cinste. Sticlele de vodcă nu se văd, în schimb toți băieții au cești de cafea în mână. Sorb din ele fără să se frigă. Pe masa mea, pizza, hamburgeri și mici, toate de la plus. Poate pică maiorul de metru, cobesc și vă rămâne plus un gât. N-are curajul ăsta, hohotește bădoiu. Pe urmă nici nu l-am invitat. Nu mai ține seama de nimic, face ceva pe și cu toate regulamentele de serviciu. O făcea oricum și înainte, Danu și cu ușile deschise. De satisfacție că l-a avut pe soliță, pare gata să explodeze. N-ai zice că abia acum câteva ore zăcea n-o caut pe ulița principală de la Belu. Dacă te iei după atmosferă, urmează perinița. Boabe, tată, vin să te pup. Are intenția să mă țoc, că e cu buze unsuroase și mă feresc după birou. Nu sunt un strică chef, dar babui nu exagerează. Nici colonelul Pascu, oricât de probă doiu ar fi, n-ar aprecia clișeul. Încerc să fac ordine și strig. Sunteți nebuni? Voi emați media de scandalul de la Belu și vă ovarde de festivități. Avem victime răniți, nina-i prizonieră, asta s-a evaporat. Bă, mă întrerupe cu indexul gros, frate, geamăn cu cârnatul din mână. Pardon? Țeastă e aici? Vindea berbeleacul. Primesc reflex ceașca de vodcă pe care mi-o întinde Ene. Încerc să bravez. Am auzit bancuri mai bune. Babui nu se repede spre mine cu mâna întinsă. Pui pariu că e aici, ștergem datoriile și o luăm de la capăt, ți o Mă uit la băieți, surâd mefistofelic, pe sub mustăți. Ce dracu se întâmplă? Dacă le-ar fi umplat păți asta, și fi aflat-o de la poartă, de la stopul din capul străzii. Totuși nu rezist și accept. Babui nu-și palmele cu satisfacție. Băieți, sunteți martori! Cu fițe de iluzionist și în pași de gavotă, cum zice el, în timp ce tineretul post-revoluționar îl soarbe din ochi, deschide ușa micului oficiu de lângă cuier. Întind gâtul, mă holbez. Aud un mârit lugubru urma de îndemnul tandru al babuinului. Hai, țestișor, hai cu tata! Apare o ligioană nisipie. Am un șoc. E țeastă fără niciun dubiu, doar că îmblănări și pe patru picioare. Cam nesigure. Pare beat mort, de-aia nu latră. Asemănarea e impresionantă, fantastică. Și fiorul care îl transmite e același. Când îl vezi de ea cu frig, o pocitanie personaj de coșmar, cum n-am mai întâlnit. Că despre privire bădoiuna a exagerat. Absolut omenească. N-aș putea folosi toaleta în prezența lui fără să mă jenez. De unde l-ai?" Babuinul se prăpădește de mulțumit ce se află. Și l-am umflat. Cum? Azi dimineață m-am dus la firma inglișilor. Când am să mă introduc sub vreun pretext, să văd așa cam ce învârt. În curte, ca și ieri, a stăl mic legat un pom. N-am stat să le meditez. L-am dezlegat, l-am săltat în mașină, l-am băgat și urgent m-am cărat. Mă uit cu îndoială la dobitoc. Nu-i Godzilla, dar niciun cățeluș de damă să-l precum frumoasele celui de-al 14-lea Ludovic. E un puternic din familia buldogilor. Și ăsta n-a reacționat? N-a început să latre? Nu, no, domnule, e un docil sau vreun sociabil obișnuit cu mai mulți valeți. Când taxul are timp, îl scoate la pipi unul sau altul. Te aștept cu banii pe 12. Nu ține. Miza a fost asta, nu fiul său. Ești scârțan. Dacă l avem pe ăsta, vine după el, tras cu ața, se vada peste cap să-și recupereze câinele. Uită-te diseară la știri paries că de la dispăruți. Am avut o idee genială, e ca și prins. Prinde-l întâi. Îți dau cuvântul meu de onoare că dacă trucul e valabil, ce vrei să spui? Că dacă umblând după câine ți pică în plasa ta, ai câștigat nu o chenzină, ci două. Merg pun salariu. Se repede să-mi strângă mâna până nu mă răzgândesc. Din cauza entuziasmului, înfrânge falangele. Ca să-l deconectez, îi trag un pumn în burtă. Când îi iau interviul lui Sinuzită, e aproape șase seara. De vreo cinci ore se află în arest. E imposibil să nu fi căzut pe gânduri, dar nu se manifestă. Din potrivă, mi-adresează un zâmbet de toată frumusețea. Are clișeu, dar, slavă Domnului, nu seamănă cu nimeni. Nici cu staruri, nici cu dobitoace, deși nu sunt sigur că Dorinel nu ar găsi o sosie. Mă ia la Iute. Domn șef, mă închin cu tot respectul, sunteți un campion. Face aluzie la meciul din cimitir. Lasă piculina că pierdem timpul. Pe bune șeful! Îi fac semn să tacă și mă uit pe fișa lui. Nu se diferențiază mult de a lui Săraru, doar că ăsta a absolvit facultatea. În rest, aceeași generație, același stagiu în Occident, lucrând la negru, aceleași business-uri suspecte. Trași la xerox în cer, totuși o disjungere de persoana lui Săraru. Deosebirea ține de nuanțe. Voicu e sinuos, perfid ca un șarpe. Pe iubitul Viorelei însă îl intuiesc deosebit de primejdios. Un gangster de mare viitor, dur, inteligent, brici, îndrăzneț ca un pirat. Un adevărat caid. Primul manevrabil, al doilea, irecuperabil. Pun hârtia deoparte. Ești îngăleată, Voicule, înrahat până la plombe." sură de modest. Nu așa ca alți șefu." Băi, am odes din calafat, inventar provincial. Mai mult lucernă și iaurt." Îmi bag mâinile în buzunare și mă las ostentativ pe spălătarul scaunului. Ce spui, frățiu, are? Iaur și lucernă. Declarații mincinoase, falsă identitate, că ai sări cu parul la mine, nu mai pun la socoteală, că eu sunt fire blajină. Ce ziceam eu? Ma și margarete. Pune și albăstrele să fie buchetul bogat. Dar de participare directă la kidnapping și complicitate la crimă, ce șoptește organismul? Să nu exagerăm. Ascultă aici, drăgălașule, ai dat cu piciorușul în fericire. Îmi înghesuie un sur, sparșiv. Chiar dacă le cooperez, se explică. Nu zic că sunt veli în patru ani, da, nici Billy de Kid. Crimă? În viața mea n-am hașurat, n-am lucrat cu bormașina. Sunt un simplu mercenar, mă lipe și unde vă că merge industria. La avocat cu Mercedes însă, nu mă bag. Da, e o virez acum când afacerea a început să se împută și tipii se introduc în chestii tot mai grave. Răpirea de persoană, cum o califici? Nasoală, eu însă eram de atmosferă, alții au săltat prada. Și asta șuetă? Adică particip la acțiune, dansez marțiele cu mine ca să-i dai timp lui sărarul să o întindă cu victima și îmi faci cu pe băiețașul care ce mare lucru, domne, a făcut și o plimbare până cimitir. N-avem ce discuta. Mă ridic. Ieșire falsă ca la actorii ca botin care trag de public. Sinuzită mă reține. Nu vă supărați, am crezut. Ai crezut, pă, dracu. Om cu studii superioare și nu știi ce e aia. complicitate, favorizare și încă vreo șapte infracțiuni. Ori vrei să cooperezi? Vreau, eu m-am oferit. Scurt, unde a sequestrat-o Obrazul lui voi cu alunecă se alungește. De unde să știu? V-am spus că sunt un simplu trupeț. Mi se dă un ordin și eu execut. Azi la cimitir eram pe post de arier gardă. Împreună cu Panduru trebuia să ținem în loc eventuali gona cea lui Săraru. Ce urma să faci dacă nu te prindeam? Să fac lampa mică până mi se dă verde. Săraru e în statul major? Precis, prin el am primit toate dispozițiile. Unde l-ai cunoscut? În fostul FG. Da, acolo ne știm toți. Eu, Panduru, Săraru, Vanda, Nina. Eram un grup întreg de românași clandestini. Unii s-au împrăștiat pe în lume, nu, s-au mai întors. Cine-i tipul care se juca azi pe acoperiș la belu? Sinuzită își duce mâinii, își duce pumnii la inimă, gest frecvent în lumea lăutarilor. Domnule capitan, vă jur că nu știu. Oștia nu-i știe nimeni. Care e știa? Profesioniștii. Tipica ca el nu fac parte din nicio bandă, trăiesc din comenzi. Primesc cât un contract, se și por mă trag la umbră. Po doar să vă spun că-i valah de-al nostru sută în sută, se cunoaște după limbă și că seamănă al dracului cu un actor american. Richard Gere. Ce victime are la activ? Eu știu de vanda și de bunica caninei și ce-o mai fi cosit azi după pe acoperiș. La mărâtele astea țineam de șase, dar mâna par mă jur. N-am pus în viața mea. Ține să o sublinieze, atingându-și cruciulița de la gât. De obicei, când moare unul, îi se pun în fără de legile lumii. Sinuzită nu știe, însă că marele killer am mierlit-o. E foarte probabil că toate crimele din dosarul prostituatelor să aibă același autor, mânuitor al aceleiași arme, un Magnum 365. Flinta cu luneta acționa doar în cazul cu Anea Urica. De altfel, afacerea prezintă suficientă învergură pentru ca patronii să-și permită angajarea unui ucigaș profesionist de calibru. Iau drept bune declarațiile lui Voicu. Ce căutai luni la Nina? Nu reușeam să dau de ea și intenționam să-i las un bilet. A fost o vreme când noi... Știu. Mă privește înveselit. V-a spus ea? O fată, țai, nu cunosc multe la fel. Nu era de nasul meu, până la urmă am înțeles. De unde știu că se află în România? De da, la săraru. Mi-a dat dispoziție să-i pândesc cărările. Nu știa de idila la voastră? Tocmai pentru că știa. Între mine și Nina a început ceva la Chioln. E finalizat pentru că în nemțime. Nina face pași mărunți, ține lampa prinsă. La București însă și-a permis un intermeț-o, după care mi-a dat papucii. Săraru cunoștea situația și m-a pus să o urmăresc crezându se mare oț. Cosânzeana m-a placat, am toate motivele să-i por sâmbetele. Și nu-i așa? Nu, șeful. Nu os din toloma aceea iubește mă că te tai. Tot are un sfârșit, le-am lăsat și eu pe altele cu perna udă. În capul locului am știu că sunt doar un capriciu pentru Nina și cam mine o să mai aibă în costută. A prins acolo un aeroplan, baba, o să-l piardă pentru poilu Grigorescu oricât de s ar fi feciorul care i mână. Însă vă mai spun că eu pe Nina o respect, eu o doamnă, nu un ordistă de personal caracalez. În concluzie, am căutat-o luni ca să o avizez. Să știe că-i ținută în faruri. O fată deșteaptă, știe ce are de făcut. Pe Vanda, de ce au lichidat-o? Ești pe nu știu, dar presupun că miza ai de țâțâială lungă. Cum vine asta? Adică dacă afli care e miza, faci țâțâță -țâ, jumătate ceas. I-ați vizionat seraiul. E suficient să-ți faci o idee despre visteria la care a avut abonament. Am ajuns la țeastă. Deschid gura, dar renunț. Mi-a trăsnit. Vreau să mă aștepți o clipă. Trebuie să chem garda? Începe să râdă. Alta-i joacă acum, domnule capitan de marți. S-a schimbat poziția planetelor. Mă întorc în mai puțin de 10 secunde. Îl țin în lesă pățeastă mic care mă urmează docil. Sinuzită, nu înțelege ce se întâmplă. Scontam pe prima reacție care e de nedumerire și nu de recunoaștere. Patrupedul nu-i spune nimic, nu face nicio asociație. Fenomenal, ce moacă haioasă poate să aibă! Jur că-i persoană! Îți amintește de cineva? Sură de nesigur, crede că fac bancuri. Nu cred să-i fi cunoscut cu familia. Cert, nu îl știe pe țeastă. Personajul e inconfundabil și memorabil, iar câinele poza lui Fidelă. Abandonez pista și mă întorc la Sărarul Redford, despre care Voicu susține că e unul din pionii principali ai combinației, omul cu binoclu de pedeal, generalul care conduce, coordonează, supraveghează. Ar putea fi Sărarul capul de linie? Marele boss? Nu. No. Pe mafiotă e unul din locotenenți, capul de tuti capi trebuie, că e un balaur, granguri de sărbători naționale. Afirmația mă șochează. Se lipește de impresia unor implicații politice pe care o încercam mai de ună Un elefant? Ce te face să crezi? Se foiește ne la îndemână. Șefule, vorbesc din capul meu, poate e o nimicarniță. Nu să o la care să descurcă în Am totuși patru clase primare și o diplomă agricolă. Știu să citesc o gazetă, nu un ghid gogoș pentru electorat. Ce vrei să spui? n e nevastă de mare mahăr politic, unul din liderii creștin-democraților nemți care îi sprijină substanțial și important pe ai noștri, pe țărăniște, adică cel mai serios partid de la putere. În gândirea mea să încearcă compromiterea tipului prin nevastă sa. dacă reușesc, răposatul coposul și ai să-i pierd, un mare prieten. Ne-am censura cu o româncă pe care o iubește, deci simpatie și protecționist pentru creștin-democrații din spațiul ioritic luând o păscurtătură dacă l aruncă pe Helmut în la el acasă. Țărăniștii noștri în șucăr permanent. Hai zi, șantaj! Cu pedeșu de mere sunt pe jos la București. Prin ricoșeu, la fix. Teza e interesantă. Fluier admirativ. Mă voi, cule, tu ai ca politic. Pe patronul de la Rex și prinț îl cunoști? Pe nea tot, -o, sigur, ce cu el? A încercat să-l lichideze. E la spital în stare gravă. Mă privește surprins. Nu știu nimic." Totuși, ciudat. Killerul nu trebuie să tragă niciodată două focuri când s-a întâmplat." Azi noapte. Apropo, pe unde erai?" Începe să râdă. Sun lacrimi, mă puteți verifica. Am jucat biliar, pe urmă tras un poker până spre trei dimineața la Casino Victoria. M-a văzut o grămadă lume, pot vă dau numele partenerilor de joc." Cade pe gânduri. Mă obsedează chestia cu o Care-s fie mobilul? Pești. Mă privește amuzat. O știți și pasta? Mă interesează ce știi tu. Își deschide brațele ca pe niște aripi desfășurate, seamănă cu statuia aviatorilor. Mister, domnule capitan, plimbăm peștișor de colo-colo, aparem fără nicio noimă. Nu pot să-mi dau seama care-i pontul. Concret, cum se petrec lucrurile? Eu am participat la trei episoade de două ori, am luat de la totul și am dus la adresele indicate de Sararu, respectiv la Vanda și odată la Negulescu, unul din patronii de la Crocodil. A treia oară i-am adus de la Constanța și am predat lui Toto. Ce cred are Toto în bandă? Din câte s-a manifestat, ar fi doar depozitar de peștișori exotici. Primește și predă, altfel simpatic, glumeț, cuvântăreț. Genul gargară la o bere uns cu toată nivea până toate părțile. Da, păi cine ai contactat la Constanța? Pe nimeni să joacă strâns de tot. Săra mi-a indicat un loc pe plajă, un să mă prezin la 11 seara. Al doilea coș de gunoi din stânga scării centrale. Exoticii mă așteptau acolo. Bineînțeles că cineva supraveghea din umbră. Tău ăsta ce-a pățit. Țeștișor, până acum somnolent și nefiresc de cuminte, a început să mârâie. Brusc și din senin, mârâitul devine gâjuit. S-a ridicat pe două labe, trupul îi vibrează. E încordat ca o vergea, ca suliță. Se repede la ușă, se cațără încercând să ajungă la clanță, o piaptănă cu ghearele și îl latră de mama focului. Îl predau gărzii pe voicu și țâșne, pe ușă. Se asta stăpânul, e aproape. Dau alarma, ascult toată prăvălia în picioare. Se e în sediu. Nu se poate explica altfel neliniștea isterică a câinelui. Simte prezența stăpânului și totuși ce speră ăsta? C o să-și găsească dogul plimbându-se pe coridoare lânhață și Oricum, dimensiunea riscului asumat mână ucește. Babuinul țopă e ca mușca de albine. V-am spus eu că vine umbră după dobitoc? Însmulgele sa și se lasă condus de țestișor care trage ca un nebun. Alertă e generală, ieșirile sunt blocate, clădirea e înconjurată. Mă țin după bădoiu și bădoiu după câine. Al meu e, urlă. Doar mort în scapă și de pocitanie. N-are manieră, dar are sprint și doar două picioare. Ți-a mic, patru, aleargă umăr la umăr. Ne oprim brusc, sunt gata să vin în bărbie. Dogul latră ca un apucat vrea să halească ușa. Ușa de la biroul lui Suliță. Babuinul își cască ochișorii porcini. Ce părere ai? Niciuna. În secunda următoare, rămânem stop cadru. S-a deschis ușa. În prag? astă În spatele lui Țeastă, maiorul de metru surâde. Tot crispat, tot ca bolnav de ulcer, dar ăsta e zâmbetul lui de Crăciun. O dată pe an. Acum ar fi a doua oară. V-am spus, exclamă radios Țeastă. I-am recunoscut vocea. Sunt amândoi om și câine fericiți nespus. Doi prieteni care s-au regăsit și nu trebuie să-i privești în ca să-ți dai seama cât de mult și-au lipsit. Domnule Maior, vă rămân îndatorat! Vocea super distinsă, ușor graseiată, cu imperceptibile șovăieli, care în mod obișnuit se exprimă în altă limbă. La dispoziția dumneavoastră, mănâncă rahat suliță. Țeastă se înclină și pleacă bine mersi cu dogul, care de fericire de ora exactă cu coada. Babuinul și cu mine suntem stupefiat. În plan secund, perplexitate, ene, timofte, marina și toată echipa. Și cu soliță? S-a zmintit de tot? Omul după care umblăm cu limba scoasă suspect din occipital până în bombeu, care l-a făcut knockout pe bădoi numai departe de azi dimineață, o cară liber din sediu poliției. Pășește degajat, fără grabă, împărțind zâmbete în stânga și dreapta. Bădoiul explodează. Domnule Maior, cum îi dați drumul? E asta. Pe figura lui Demetru se instalează o expresie de nespusă grață. Asta îi inspiră babuinul. Corectează sec. Domnul este diplomat. Nu știu cine-i țeastă. Să vă spun eu, se enervează bădoiu, mare și în dosarul prostituatelor și derbedeu care m-a tratat cu paralizanta azi dimineață la Belu. Confuzie penibilă, decretează suliță. Orice demers împotriva domniei sale poate declanșa un conflict diplomatic. Ia vedeți-vă de treburile voastre. întoarce spatele și intră în birou. Pe fața lui Bădoiu citesc exact în jurăturile pe care îi le adresează în gând. O mixtură savuroasă de imprecații cu mult sex și obiecte bisericești. Mă duc să-i raportez lui Pascu, izbucnește. Nici așa nu se poate, dând două una, ori e dement, ori e complice. Exclam sufocat. costică ți dai seama ce spui? Poți sparia pe ultimul tău leu. Apropo, ești de acord că am câștigat pariu? Am avut câinile, l-am găsit pe corect? Corect. Îmi iar de o cazma pe spate. Asta îmi place la tine. Ești tu cam pămpălache, da, fair play și ca să vezi că sconte, accept plata în rate. Există fericiți care nu-și fac niciun fel de iluzii în legătură cu rostul lor în lume. Își trez fără convulsii statutul de mari anonimi, niciodată factori determinanți sau decisivi, niciodată în centrul evenimentelor. Contemplatori din zonă neutră sunt abonați la ziar, deschid televizorul la ore fixe, așteaptă chenzina, pensia, cimitirul și se simt foarte mulțumiți. Față de aceștia, colonelul Pascu se situează la polul opus. În principiu, același modus vivendi, o harta diurnului mecanică asemănătoare. Minus liniștea și rumegătoarea mulțumirea celorlalți. E semnat, dar nu consolat, trist și blazat. Viața a constituit pentru el o cruntă decepție și azi nimic nu-l mai poate lua prin surprindere. În consecință, îl ascultă calm pe bădoiu care se exprimă fără mânuși vis-a-vis -vis de comportarea lui Suliță. E absolut incredibil, domnule colonel!" perorează bădoiu. Ultimul polițai curcan cu de comună, șef de post la hemoroizi din vale, nu dădea liber suspectului numărul unu dintr-un dosar care numai până acum numără cinci crime Ba, ne mai și interzice să ne ocupăm de persoană, să nu iscăm conflicte diplomatice. Vezi, Doamne, de al treilea război mondial. Colonelul Pascu ridică o mână leneșă. Ușurel, bădoiule. Să nu uităm că de a formulat cel din tăi ipoteza că acest țeast ar fi doar o acoperire, o perdea de fum. Permiteți-mi, domnule colonel, în patru zile pot interveni schimbări majore. Consider cert faptul că l-acoperă. E o acuzație foarte gravă. Babuinul spune că e incapabil să îngurgiteze eliberarea lui țastă. Îl aveam în mână, domnule, și asta nu datorită unei șanse fantastice. Am dat peste animal și am avut ideea genială să-l fur. Ăsta-i babuinul, nu? Practică stilul modest. Eu râd pas cu zâmbește. Sunt două aspecte interesante aici. De unde a știut individul că animalul se află la sediul poliției și cum de-a riscat să vină să-l recupereze? Da, că majorul Demetru-i complicele lui. N-a riscat nimic după cum se vede. Colonelul se lasă pe spate. Cu pixul își ciocănește ușor dinții din față și se uită gânditor la baibuin. Bădoiule, după ce ai o gură prea mare, te mai și pripești. Dacă nu te cenzurezi, te vei alege doar cu belele și cu cuie. Curând, voi închide pentru ultima oară ușile instituției în spatele meu și puțin îmi pasă ce se va mai întâmpla. Prea puțin, ca să mă mai ocup acum de regulamente și de dresarea subordonaților. Ți-o spun absolut amical, după 40 de ani de meserie. Adevărul umblă cu capul spart și pe coridoarele poliției. Permiteți-mi să raportez, domnule colonel, nici eu nu mai am de gând să zăbovesc încă prării asta. Aha, tot la detectivii particular ție gândul. De băieți, în filme chestiunea pare destul de ispititoare. Voi fi curios să aflu cum te descurci. Babuinul se înclină. Aș putea îndrăzni să sper la o colaborare? Pascuretează hotărât aerul cu palma. Sunt onorat, dragule, da, mie mi-ajunge. Vorbeam de țeastă, deci cine l-a informat despre prezența câinelui la noi? Simplu, se grăbește bodoiu Demetru i-a spus. Plauzibil. dar de ce n-a scos câinele din sediu? De ce a riscat țeastă o vizită în Olimp? Câinele e bolnav, domnule colonel, se simte fără să fii veterinar. Tratamentul a fost întrerupt un număr de ore. Țea asta acționa ca un disperat dispus să facă orice ca să-și salveze prietenul. Nu mai avea răbdare și e posibil ca recuperarea primaiorului de metru să fi necesitat un consum de timp oarecare. Nu știu, dar orice mare iubitor de animale și stăpân de exponat ar înțelege situația. Aș mai adăuga din câte cunoaștem despre țeastă, că riscul este propriu, face parte din persoana lui. Pascu trage o linie apăsată pe hârtia din fața lui. E o teorie, Până una alta, contactați-l urgent pe individ. Bădoiul rânjește. Permiteți-mi să vă întreb unde, pe cine și cum îl cheamă. Ploapele lui Pascu se întredeschid obloane obosite. Ochii gălbui ne contrariați. Cum adică? Mă foiesc în costum, îmi nodul cravatei. Nu știm despre asta nimic mai mult decât în prima zi. În afară de faptul că e o bună cunoștința maiorului Demetru, ține să precizeze bădoiul. Expresia colonelului se schimbă imperceptibil, întinde mâna spre telefon. Babuinul anticipează cu jubilație. Domnul maior de metru a părăsit incinta cu jumătate de ceas, la câteva minute după ceas, după ceastă. Colonelul își duce mâna la loc, cer o țigare, deși e de notorietate că s-a lăsat de fumat de peste un an. Babuinul îl servește radios, își adoră vicile și exultă când le întâlnește și la alții. Eu aprinde în timp ce pascu formează un număr de telefon, să mâinile, sunt colonelul Pascu. Pot vorbi cu soțul dumneavoastră? Da, da, înțeleg. Va, v-a spus când se întoarce? Mulțumesc. Pune receptorul în furcă și ne privește lung. După toate aparențele, s-a dat la fund. I-a zis nevestisii că pleacă într-o deplasare de câteva zile. Dați-l în urmărire, atenționați toate punctele de frontieră. Și împletește degetele în dreptul buzelor. Și acum, ce ne facem cu Nina, băieți? Sună pe interior, Pascu ridică, ridică și sprâncenele, interrogativ spre mine, suflă. Te caută un cetățean, ceva foarte important. Da, da, adul la mine în birou. În mai puțin de un minut se deschide ușa, simt că îmi vine amețeala. o pereche de ochelari pe o cireașă de nas, de mână cu ofițerul de serviciu, cu cealaltă își lipește chewing mult după ureche. Ca de obicei, Dorinel e protocolar salută frumos, se înclină în toate direcțiile, spre Pascu, spre Bădoiu, spre mine, de trei ori. Bună seara, bună seara, bună seara! Cum n-ai mai ajuns aici? exclam mirat. Dorinel îmi răspunde firesc. Cu taxiul, că tot n-am plătit telefonul lui bunica. Mă uit la ceas, e opt, post meridian. Și ăsta umblă de nebun în București. Bunica s-a face cu 13-14 la geam așteptându-l. Nu, mă liniștește Dorinel care se ară de rumi la doamna Varlam. Mă! Și l-a menins cu degetul. Asta a fost ieri. Nu, no, ieri a avut pocăr la doamna Valerian. nu e același lucru. Bădoiu intervine nerăbdător. Nu te băga în afacerile lui interne, ia zi că ce s-a mai întâmplat. Cu mișcarea lui caracteristică, Dorinel își răsucește complet capul spre vorbitor, în timp ce trupul rămâne țeapăn. Înghite în Sec se concentrează asupra cuvintelor. Cum să vă spun? Eu știu pe cineva care știe unde a ascuns-o pe doamna Nina. Aha! Înțelege babuinul gândindu-se la sărarul Robert Redford. Nu, Robert Redford e kidnapperul, eu vorbesc de altcineva. Da, domnul Gică de la o dată moare omul. Ce drăcoveni o mai fi și asta? Colonelul Pascu ridică un deget. Lasă-l să vorbească. O umbră de amuzament îi tremură pe obraz. Dorinel e un număr. Domnul Gică, explică băiatul, are o prăvălie pentru morți, Trăsură de azi dimineață cu care m-am plimbat ea dumnealui. Dricul, traduc eu pentru pascu. Dorinel își schimbă centrul de greutate pe scaun. Mie mi-a plăcut foarte mult. Acu, să vedeți, săptămâna viitoare pe 2 iunie e ziua mea. Ar fi grozav de nostim să-mi invit prietenii și de la școală, știi, pe soare Corolian și pe Droburota Alin, caută cu tavan. Și pe cu Pierino de la ce? babuinul nu i o scurtează. Lasă catalogul sufletezii, ne neagică. Dorinel îl, îl privește derutat. Păi asta vă spuneam. Am nevoie de trăsura lui să facem o plimbare. V-am spus eu pe cine vreau să invit. Ne-am distrat grozav. Ți-o garantez, la sigură bădoiu. Mi-ar plăcea și mie. Băiatul declară generos. E loc destul, să știți. Pascu ciocănește cu pixul sticla biroului. Hai, Dorinel, spune tot ce știi." Păi asta e. M-am dus să-i fac o vizită de afaceri, să văd cât costă, dacă mi-ajung banii sau trei să mai fac rost." Îi știai adresa?" I-am cerut-o azi dimineață când mi-a venit ideea. E aproape de noi. Când am intrat în prăvălie, nu era nimeni. Adică se crie și alte obiecte. Era doar o ușă deschisă spre altă cameră. L-am auzit pe domnul Gic, adică că zice. Dar știi, polițiștii, că cosânzeana ei chiar sub nasul lor." Cineva i-a zis, Du-te, mă, Gică, și le spune, fa și tu o faptă bună. Iată, fată Nina asta, te-a plătit bine. Uite, dă mâna ei, bei și tu o țuică cu. Colonelul întrerupe. Glasul era de bărbat sau de femeie? Dorinel își îndreaptă ochelarii. Vorbea cu doamnă, sunt sigur, fiindcă domnul Gică i-a zis. Ce, făieși capie la cap?" Ai nebunit între urechi? Te pui cu gangsterii? Ăștia mă face ferfeniță. Mă pui în sicriu la comandă. Iete te ce deșteaptă ea, domnule! Se întrerupe și plimbă ochii de la unul la altul. Eu am plecat imediat ca să vă spun. Despre trăsură am să vorbesc eu mâine cu dumnealui. Îl lăsăm pe la acasă și ne continuăm drumul eu și babuinul spre prăvălia de pompe funebre a lui Gică, odată moare omul. O dugheană îngustă, o firmă albastră cu litere de bronz strălucitor, o bloane trase. Nici o lumină, niciun semn de viață. Normal, constată bădoiul uitându-se la ceas. Nu, no, fără un sfert, nu ui cârciumă să țină până în zori. Dă cu piciorul într-un cotor de măr, catapult în l numărul unei dacii. Ce facem acum? opresc exasperat în mijlocul trotuarului. Nimic, monșer, dacă tu ai chef să te duci acolo la sector sau în paștele măsii să cauți adresa lui Gică, Bine, cuvântarea și urările mele de bine te însoțesc. Mie unul îmi ajunge, e și mâine o zi. Când ajung acasă, e sări de nou. Aș mai avea o grămadă de făcut. Să o sun pe mama, să-mi spăl măcar o pereche de ciorap și câteva batiste, să dezghez frigiderul, să locuiesc o garnitură la chiuveta din baie, să, să, să... Sunt atât de obosit că renunț și la mâncare. Reflectez că dacă aș fi murit, toate s-ar fi rezolvat de la sine. Bașca aș fi scăpat de dentist. Ca să vedeți ce simplu e. Fac un duș, blochez telefonul și trag pe dreapta. Noapte bună! Vineri Mă frec la ochi și fac aceeași constatare din diminețile precedente. Doamne, lungă zi a fost ieri. Parcă azi se anunță mai scurtă. Îmi răsfoiesc mental agenda de lucru. Primo, trebuie să dau de mama și să mă interesez la spital care e situația lui Toto. Chiar dacă și-a revenit, mă îndoiesc că poate fi luat la întrebări. Secundo, deschiderea casetei secrete a Vandei de la Bank Life. În prezența mai si Gabriela State, a reprezentantului parchetului și a subsemnatului. Salte, mijlociu. Cum o rezolvăm cu țeastă și suliță? Problemă în care colonelul Pascu s-a implicat personal. Adică a demarat cercetările. Dacă țeastă-i diplomat, eu sunt președintele Academiei Franceze sau Izabela de Castilla. În privința lui Suliță nu-mi revin din perplexitate. Nu am gândirea contorsionată a babuinului, ingerez greu machiavelismul. Trebuie să fac eforturi ca să mi-l imaginez în postura de polițist corupt, participant direct la o afacere împuțită de crime în serie. Dacă nu apare azi, din două variante, una e sigură. Ori s-a dat la fund trăgând nădejde să scape peste graniță, ori a fost suprimat. Ambele ipoteze presupun statutul de complice. Prioritară însă, deși am ajuns la inelar, rămâne găsirea Ninei. Sunt convins că gică pompe funebre constituie o pistă și la fel de convins că bădoiul a scociorât azi noapte prin București după el. Bine, a făcut, iar eu m-am culcat liniștit. Dar sunt liniștit? În cap am un burghiu perpetuum mobile. Pești. Ce mă fac cu pești? Din datele pe care le dețin până acum, țeastă sărarul Redford și tot o cunosc misterul exoticilor. Primii doi au făcut lampa mică, ultimul pe cale să o stingă pumpa de fier aseptic cu trei tuburi în nas. La serviciu informații de noapte și de bună dimineața. Primul cu care dau ochii e locotenentul Ene. Deși a înregistrat două rateuri memorabile în mai puțin de o săptămână, pare strașnic de mulțumit. Mă lămurește fără să-l întreb. Ca Bob, am reușit la școala de cascadori și am obținut un rolișor într-un film de capă și spadă pe care îl pune... Îmi dă un nume de regizor cu rezonanță italiană după cum îl pronunță, probabil foarte important. Dorinel știe sigur și ce purgativ preferă. Ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, o, mai că a informat-o? După ce iau Oscar, o află singură. Deci goodbye, polis. Da, însă după ce încheiem dosarul. Frumos din partea ta. Te felice, sunt convins că ai ales bine. Ți-am mai zis-o cu moaca asta de arhanghel scandinav. Faci carieră. Încerc un vac sentiment de abandon. Încă unul care o cară. Babuinul pas cu suliță, fără al regreta, da, se adaugă. A, cu ăsta. Lui Ene, oricum nu-i mai era gândul la poliție. Îmi vine să și râd. În momente atât de tensionate, prima informație pe care mi-o dă e că se face acrobat și abia în al doilea rând îmi raportează că acum o oră a fost descoperit în lacul Pantelimon cadavrului Marin Panduru. Bădăiu s-a și deplasat într-acolo împreună cu operativii. Hmm, șase crime și o tentativă. Stă în binișor până la 100, Mai e! Babui nu mi-a lăsat o notă pe birou. Domiciliul oficial al lui Gică Funebrul e în drumul taberei. A dat peste nevastă s-a abandonată de doi ani. Gică trăiește cu o țigancă, nu-i știe adresa. Pe madame Gică însă nu o interesează. Primește în fiecare lună o sumă confortabilă, treaba lui cu cine să întinde. În concluzie, trebuie căuta la prima oră la prăvălie. Dintr-un alt raport, mai aflu că țeastă nu figurează în evidența corpului diplomatic, iar prezența lui Suliță nu a fost semnalată nicăieri. Întâlnirea cu Gabriela State e fixată pentru ora 10. Deocamdată la 9 fără 20 încerc să-l contactez pe Gică Funeralii. Înainte de a pleca o sun pe Viorela. Sunt sigur că nu s-a dus la școală. Așteaptă un semn de viață de la săraru, nu se poate despărți de telefon. Nu mă înșel, răspunde chiar ea. De la primul tril, în vocea precipitată, i aud bătăile inimii. Începe să plângă. Jur că nu m-a căutat. Măcar de-ar fi făcut-o. Recunosc, nu v-aș fi spus-o, dar jur că nu am nimic să vă spun. Viorela, dacă afli ceva, anunță-mă imediat toți complicii lui. Amplific. Au fost asasinați, banda a intrat în lichidare. Dacă ții la viața lui, ai încredere în mine. Închid. Am fost patetic, dar sincer. Ridic din nou receptorul, sunt la spitalul municipal. Reușesc să vorbesc cu asistenta șefă. Totuși a revenit în timpul nopții pentru câteva minute, după care a căzut iar în stare de inconștiență. Starea rămâne gravă, medicii sunt totuși mai optimiști ca ieri. Las vorbă la birou cam pe unde mă aflu și îi dau bici spre supermarketul lui Gică. Îl iau cu mine pe ene aflat pe ultimii metri, ultimele secunde de sticle de bugetar. Tot închis nicio mișcare. Cum m-am obișnuit cu decesele în serie? Exclam. Altul care a mierlit Sau poate să ascunde, opinează ene. Să sperăm. Ce propuneți? Eu trebuie să plec am întâlnire cu doamna state. Tu rămâi aici, aștept să vezi ce se mai întâmplă, fii atent. Îmi zâmbește cu două mii de din sclipitori. Un smile, fără trese. E deja la Hollywood. Nici o grijă, cap gob, cap, cap bob. Acum că abandonez cursa, precis nu mai încurc. Punctuală femeie Gabriela State, când sun la ușă, nici pălăria nu trebuie să-și o mai pună. Mă invită să iau câteva minute loc, să așează și ea. Își culcă palma pe pieptul plin. Până își face medicamentul efectul, am palpitații. Fiți liniștit, îmi trece imediat. E palidă ca o cretă și respiră greu. V-a mai telefonat? Nu știu. Nu mai suportam să-l aud și am blocat telefonul. Aruncă o privire în jur. E ordine, dar cam praf. Doar de dedicat, nu-i arde. Nu-i arde de nimic. Ficusul de lângă fereastră plânge după apă. Pendula ne să arată o oră fantezistă. Cer permisiunea să intru în baie, să mă spăl pe mâini. Pe etajera din fața oglinzii, produse autohtone. Alături, o trusă completă de cosmetice la Cadou de vanda precis. Ca și halatul de baie somtuos, pufos ca o lebădă. Mă întorc în sufragerie. Doamna state mă așteaptă în picioare, trăgându-și mănușile negre. Ține un doliu foarte strict și, înainte de a părăsi apartamentul, își coboară volul dens pe față. În holul blocului, un vecin cu cheile în mână și evenimentul la subțioară stă de vorbă cu femeia de serviciu. Ne aruncă o privire indiferentă și continuă discuția despre șobolanii din curtea interioară. Omenia marilor orașe. Depozitul de valori se află la subsol. E lung, îngust și tapetat cu casete metalice cenușii. Ca și ve, reprezentantul parchetului intru pentru prima oară într-o asemenea instituție. Mi se pare neașteptat de familiară pentru că arată exact ca hrubele cu seifuri, secrete din filme. După o sumedenie de formalități care țin de securitatea locului și identificarea noastră foarte strictă, directorul deschide cu gestică brahmană caseta Vandei. Îmi bate inima de curiozitate, procurorul a căpătat brusc un gât de barză, doamna state respiră greu. Apare o servietă diplomată elegantă. Suntem invitați să constatăm personal că seiful nu mai conține nimic altceva și părăsim peștera lui Harun al Arashid. Ca și burebista, Alibaba s-a demonetizat. Din cauza măsurilor extraordinare de pază, ajungem în biroul directorului cam după 10 minute. Cabinetul arată bine de tot. Multă piele, mobilă masivă, culori stinse până și la tablouri. Inspiră exact ceea ce s-a urmărit opulență, soliditate, discreție. Bravo, flăcăi, l-ați învățat din mers. Stăm toți în picioare și din nou n-au crescut gâturile. La un birou mai mic, o funcționară se pregătește să bată la mașină inventarul. E foarte clasică. Pentru competenta secretară de 40 de ani în taior și escarpeni, nu pentru unghii și picioare lungi de 20 de ani care bate cu două degete. Directorul oficează cu aceleași gesturi onctuoase, prezentând fiecare obiect de parcă ar ține un iepure de urechi. Noi intru în descrierea mânunțite. Desemnalat câteva bijuterii pe care le presupun foarte scumpe, în lor originale, Bulgaro și Șopard, un carne de cecuri, Banca Bilbao, câteva mii de lire sterline și franci elvețieni. Mai există un microfilm, plin de miez firește, de vreme ce și-are domiciliul într-o casetă de valori, și în sfârșit, un dosar subțirel. Conține o scrisoare și Evrica, un certificat de naștere pe care îl înregistrez cu uriașă satisfacție, ca pe un succes personal. A fost eliberat în 16 mai 1994 la Düsseldorf. Numele copilului, sex bărbătesc, Erwin Alexander Patrick, state. Tatăl, Nexam. Mama, doina, state. Copilul, deci, există. E o certitudine și Gabriela state răpusă de emoție, plânge. Atinge tremurând fiecare obiect cu sentimentul că o atinge pe fică sa. Bietul copilaș, măcar de-a ști unde e. Nu mai țin picioarele și o ajutăm să se așeze. Secretara îi aduce un pahar cu apă. Urmează ultimele formalități, semnături, parafe, consilii profesionale. Doamna state ascultă zăpăcită. Îi atragem atenția că momentan ar fi indicat să păstreze valorile în depozitul băncii și e de acord. Alt itinerar birocratic, altă rundă de hârtii, ștampile, semnături și Gabriela State devine titulara casetei secrete care a aparținut Vandei. Își bagă cheile în poșetă și directorul ne conduce frânt de șale până la lift. Pe drum, doamnei state îi se face rău, dar nu vrea să audă de spital. Nu mă simt liniștit până nu o văd instalată pe canapeaua ei, respirând normal. Îmi promite că se va baricada în casă și că va suna medicul. Domnule capitan, găsiți-mi băiatul și simt... simt că nu o să mai am nevoie de niciun doctor. Aștept dincolo de ușă până aud ambele iale răsucite în broască și lanțul pus. Zbor literalmente pe scări și gonesc ca un nebun până la sediu. Sunt convins că dețin cheia afacerii. E în buzunarul meu de la piept. Duc filmul la laborator și mă arunc pe scrisoare. Paștele măsii e în doici. Nu e o problemă că avem specialistul nostru, maiorul P, dar eu nu mai am răbdare. Scrisoarea începe didactic și domol pe înțelesul proștilor e adresată doamnei Doina State, Düsseldorf. Pipiș trase fisfic doi, lasă-mă zim ce cântă în compunere. Mă privește mirat și dă drumul la text. Scumpa mea comoară, mă simt neconsolat că nu am putut fi împreună la nașterea micuțului nostru, Erwin Alexander Patrick, că într-un fel nu mi-am făcut datoria de tată. Sunt mândru de fiul meu și vreau să o știe toată lumea. Ziua aceea nu va întârzia. Aici unde mă aflu, sunt în deplină siguranță și doar dorul și gândurile care mi le fac pentru voi îmi răpesc liniștea. Ți-am deschis un cont la Banca Bilbao prin SCH. El îți va da amănunte. Tremur de teamă pentru viața lui Patrick. Până se liniștește situația, ascunde-l de haș. Nu are scrupule. Cred că ar fi bine să duci copilul în România. Te implor, adorata mea, ai grijă. Îmbrățișează-l pe fiul nostru. Vorbește-i de tăticul lui. Vă iubesc mult. Al tău până la moarte, Alex. Se uită la mine peste ochelari, în ciuda dulcegăriilor și a patetismului specifice nației, scrisoarea impresionează. E sinceră și transmite emoțiile expeditorului. Copilul e în România, conchide maiorul P, scrie negru pe alb. Te acord, dar unde? Și de ce trebuie să se ascundă amândoi și tatăl și pruncul? E, asta nu mai scrie, Ieșim împreună. Îl rog să-mi pregătească traducerea scrisă și mă duc chiar peste oia de la laborator. Doar ca să-i frec la cap. Dacă erau gata, materialul ar fi ajuns în birou. N-am însă răbdare nici cât o fecioară de 40 de ani care arde să-și spună semnătura pe un certificat roz. Flăcăi mă primesc cu un entuziasm nedisimulat. Te-ai sonat? Te crezi la NASA? Ce-o fi în capul tău că lucrăm prin satelit?" Am fost colegi de facultate și nu mi inteles un singur curs sau seminar la care năiță să nu fi întârziat. Remarc, an pasang. Nu, te știu prea grăbi de feluți. E unii pentru care încă nu s-a inventat ceasul. Zău, e alții, în schimb, care își ratează vocația de șapcali. Ia, domnule, un fluier de filează pe peroane și lasă mă dracului pe mine fără Greenwich. Ce faci, tu? n-ai plecat? Îmi place aici. Aha, avea dreptate babuinu. Ci că pe să duce Tarzan, nimeni nu-i spune, mai stai! nu țin fitilele, noi să vorbesc serios, dă te rog, bătaie, am nevoie urgentă de clișe. Nevoie? În locul tău, n-aș fi chiar atât de sigur. Ce vrei să spui? Sunt 15, format carte poștală. Mi le aduce Ude, a agățat în clame de câte o ureche. Una, două, trei. Nu pricep nimic. Nae mă urmărește ironic. Dacă sunt destinate vreunui ghid turistic, te asigur că am văzut și mai reușite. Nu rămân cu gura căscată, pentru că eu sunt un perplex cu gura închisă. Absolut toate clișeele reprezintă privilegi montane. Din albume și nu din călătorii, cred că e vorba despre munții albi. Peisajele sunt splendide, cu floră specifică. Înregistrează toate anotimpurile la diverse ore ale zilei. Șaleturi înfipte în subsior de munte, prosperitate simantal, pui de San Bernard cu plosca de rom la gât, tot felul de abțibilduri cu față comercială pentru uz turistic. Ce chestie! exclam descumpănit. Nu, păstrezi rahaturi din asta într-o casetă secretă. Dacă n-au vreun cod, nu mai înțeleg nimic. Dule la cifru! Râde Nae. Poate iese ceva! Nici nu am altă soluție. Bădoiu, întors din cercetare, se simte plictisit. Nimic din ceea ce nu știam. Încă unul din grupul de la Chiol în căruia i s-a închis gura. Observi, pică unul după altul. Pentru variație să mai schimbă modalitatea de crimă. Păsta ăsta panduru, la oars la bilă și pormă l-au zvârlit în lac să învețe să noate. Pariez că sărarul l-a aranjat. Nu, paria, sunt de acord cu tine și eu îl văd în stare de orice performanță criminală. Cum dracu ne-a scăpat? și ard un pumn în masă, printre degete. Și suliță te-a mai pus să-i cer și scuze. Mama lui de suliță, marele vertical, mister regulament, să-ți fie de învățătură, Herculache. Excesul de perpendicular, un geamantan de virtuți, ascunde totdeauna un ceahlău de păcate. Pă, unde o fi cretinul? Eu mă întreb, pe unde o fi Nina? E nenasunat, înseamnă că nu l-a contactat pe Gică Funebru. Mă mai întreb, îmi plouă cu întrebări, unde o fi ascuns copilul Vandei? În casetă, n-am găsit niciun indiciu. Normal, copilul a fost depozitat, nu ce dat. Nu se fac acte în materie, iar adresa gazdei vezi, bine o știa pe din afară. E norocita de Gabriela State, trăiește doar cu nădejdea dacă îl vom găsi. E singurul gând care o mai ține în viață. Și asta e cât se poate de normal. Pormă, ce caută filmul ăla turistic într-o casetă de valori? Nu reprezintă absolut nimic, înțelegi? Nu o striga că am văzut și eu clișeele. Poate că superdotații de la cifru găsesc totuși ceva. Vanda nu îl ținea de pomană la secret. Se ridică ținându-se de șale. Eu nu mi-am epuizat întrebările, o țin tot hăis. Și cu asta ce ne facem? Unde dai de el? Ar trebui relua filajul la firma engleză. Babui nu mă mângă, e pe cap de parcă aș fi copil mic. A fost primul drum pe care l-am făcut azi dimineață. Și? scandează într-o latină proprie. Pax et profundis silențium. Obloane trase și un paznic abțiguit. Toată lumea în holide începând de ieri. Să încercăm să dăm de patroni. Ciuciu. Ca să-ți dai seama în ce de bandadă trăim, firma nici măcar nu e înregistrată la camera de comerț. Fantastic! exclam sufocat. În inima Bucureștiului! Un imobil important care sare în ochi. Și așa mai departe. Nici nu știu de ce să mă apuc. Nu o bate capul, prioritățile să-i vezi singure. Ene bagă un cap fericit pe ușă. Intuitiv, babuinul prefigurează. Ce era de demonstrat? Iată mesagerul! L-am găsit cap, Bobi, aici! Bădoi începe să râdă ca un idiot. Numărul absolut formidabil, într-adevăr prea caragios ca să existe, personaj de comedie groasă. Scund și crăcănat din familia rățișoarelor, se compune din două opuse unul peste altul, unul de bibilică și unul de struț. Par lipite, nu există gât. Bărbatul vine direct de la lucru, așa că e în uniformă, costum, pălărie, cravată, negre. Și moaca e minunată, de morsă. Sunt obligat să recunosc că babăinul are intuiție, continuă să râdă, iar gică odată moare omul în loc să se simtă ofuscat. Cum mă temeam, se destinde brusc, respiră liber și ne zâmbește. Își spune de sigur că dacă sticleții râd, nu stă chiar atât de rău. Babuinul îl apostrofează. Unde găsiți fața asta, Neică! Cum de nu dai faliment? Compromis ceremonia să scoală și mortul să râdă. Neagică, neații se urcă instinctiv pe buze, îi se lipește ca marca de scrisoare, învârtește stângaci pălăria, verificând întreaga circunferință a borului. Zâmbește mulțumit. Așa m-a greșit mama, simpatic. Unde ai lucrat înainte de privatizare? Tot în branșă să trăiți, e tradiție în familie. Și tata și bunicul, mama și bunica au fost cândălărese la Sfânta Vineri. Oamenii orientați, se distrează babuinu. N-aveți treabă cu șomajul. Așa zice și tata, că-i comuniști, că-i monarhiști, tot la cimitir ajunge toți, gripă să dea Dumnezeu. E genul de conversație după care bădoiul se dă un vânt. Poate să o țin așa jumătate ceas, intervin hotărât. Negică, noi nu te-am deranjat degeaba. Spune-ne ce știi despre doamna Nina, persoana pe care ai servit-o ieri. Are o mișcare retractilă, surâsul îi pierde de pe obraz. În mod vizibil intră în el cu viteza unui arici. Ce să știu eu? La noi așa e, vine omul, face comanda, plătește și noi îl deservim cinstit. Suntem casă serioasă, își dăm încredere. Ce și cum despre client? Nu putem ca să știm, neagică. Tu mi tare ți frică să vorbești. Erai la cimitir când a început schipun de focuri. Te-a văzut cineva? Improvizez. Respiră greu, asmatic, nădușește năprasnic, e speriat rău. Nu eram în cimitir. Bălși îl dă ieri, n-a mai pomenit belul decât pe vremea legionarilor, că povestea bunicu. Dacă m-a văzut, m-a văzut afară. Așa-i, spune ne cu ce ai văzut dumneata. Garantăm că nu ți se întâmplă nimic. Ca să fii mai liniștit, supralicitează bădoiul, îți instalăm un agent la poartă. Neagică, sare ars. Nu vreau, Santinelă, să trăiți. Lăsați așa cum mi-o fi scris. Mi-e teamă de ce să nu zic, sunt răi de ton, ați văzut? Am văzut, Neagică, tocmai de aceea trebuie să ne ajuți. Doamna Nina e în mare primejdie. Oftează, schimbă Batista Udă cu una proaspătă, se șterge cu nădejde. Numai ce urcasem în mașină când o vă fata asta Nina, cu o saltă unul peste zid. Ce mașină nu erai cu Dricu? Cu un cu Dricu, ispravisem pe ziua de ieri și mergeam acasă. Lască că și așa nu-s multe ocazii la Dric. Noi că-l avem în familie, al minter nu mă băgam. Tu nu înțeleg. Cască ochii. Păi ce să fac cu Dricu acasă? Unde să-l țin pe Ce fac cu caii la bloc? Atunci unde ți complexul? La glina la un om de-al nostru colea lângă București. Ca ei are unde să stea, să mănânce, grijește de toate. Când am la o nevoie, îl telefonez la primărie și gospodarul. Fane zici la omul ăsta, vine la prezent. Tot îl îi aduce înapoi, iar eu învăț da cu mașina mică. Am un fia mai mitit el. Babui uite ce-l ardea pe el, presupune practic. Întreținerea te costă o grămadă bani. Pă client, râde neagică. Dacă vrea cu lux ca pe timpuri, plătește. Tariful e afișat care cum poftește la toamnă că asta i cosește pe oameni bruma și ghiocei, sal prețul. Adică să-i dăm zor acum că prindeți soldurile. De? Fiecare le știi, pale lui. Din nou trebuie să intru cu foarfeca. Mai departe negică. ai văzut un individ să-l fata peste zidul cimitirului. Chiar așa. Altul care aștepta, afară a luat-o în brațe ca un sac. Primul a sărit și el în stradă și au intrat câtești trei într-un Volvo care aștepta pe motor cu portiera deschisă. Nina ce făcea? Era conștientă? Da, săraca, ce să facă cu gura stupată? Se zbătea, da fără spor. Și totul pe viteză, dacă apucai să număr până la cinci, da, n-apucai. Poți să-mi descrii persoana care aștepta la zidul cimitirului? Neagică dă din cap. Era tânăr, voinic, altceva, de ce să vorbesc? Pe viteză n-asta să-i fotografiez în cremenii, se la volan. Totuși te-ai luat după ei, face sus mâinile fără să fi scos vreunul din noi revolverul. Nu m am luat păcatele mele că sunt iepuratic de un fire, ce să mă dau de general? Dacă am avut însă același drum, eu ce să fac? Nu goneau? Eu zic că ar fi gonit, dar era trafic. Dacă ar fi luat-o damboulea fără regulament, i-ar fi găbjită ea de la circulație. Le-am fost pe urme fără să vreau. uite tei dracului, îmi ziceam, ce caută ei în dristor ca și mine? Dristor? Băi, nu v-a zis locotenentul ăsta tinerelul de m-a adus îndristoram afacerea? O stație mai încolo. Bine, bine, îl întrerup agitat. Unde au dus-o pănina? Sub nasul poliției, ziceai. Rămâne fără aer. Uimirea i-a împins cu trei centimetri spre rădăcina părului toate trăsăturile. Ați vorbi cu domnica, asta e. Cine a pomenit lapte de la broască și muiere beteagă de limbă? Vorbește odată, omule. Păi nu vă zisei? Adică nu, nu vă zisei. Au oprit mașina la scara răposată și au intrat în bloc. Ce, vă uitați așa, nu îngropă iar pe bunică sa? Nu încărca eu dric? Ei, acolo în bloc ăla a dus-o pe fată. Eu atât am văzut. Ce or fi făcut mai încolo? Sărim în picioare. Gică, odată moare omul, ne avertizează. Până să descurc afacerea, să știți că țin închis și nu mai dau pe acasă. Dacă aveți la vreo nevoie, mă găsiți la glina la fane urechel știe toți din comună. Dar puteți să mă găsiți și de la primărie, că mai am bine cu vicele. I-am îngropat socri și un cumătru la preț redus, că nici așa oameni suntem. Din nou alertă, din nou posturi de supraveghere fixe și mobile la fostul domiciliu al Coanei Aurica. Între două uși, bem o cafea dură și ne dăm cu presupusul. Babuinul își expediază un pumn în cap. Poți să-mi explici de ce? Nu, îl întrerupt. Nu poți să să-ți explic de ce din tot București au ales ca ascunzătoare tocmai apartamentul cu Anei Aurica. Ești deștept, ce să spun, citești în stele și sub pălărie. În general, ascunzătoarea cea mai steață e ultima la care te-ai putea gândi. De ce n-au pitit atunci în sediu poliției? s se au văzut și cazuri de astea. Ca apel mai căutați pentru infracțiuni grave, comit o găinărie oarecare, se lasă arestați și trag la umbră până trece valul. Babuinul dă din mână plictisit. Slăbește-mă, domnule, cu exemplele de școală. A, cu vorbim serios. Adevărat că nu mi-ar fi trecut prin minte să o cau la domiciliul răposatei bunici, dar existau alte nu știu câte variante care să oferă siguranță și discreție. De pildă o vilă la Snagov, la Băneasa, mai izolată, unde să te poți mișca fără martor, să faci tumbe, să sari în cap, sau să faci nudis. Telefonul, babuinule, încremenește cu ochii țintă la mine. Ce vrei să spui?" Toate vilele simandicoase de la Sânagov sau Bănea sau Telefon. Nu zic nu, dar numărul coanei aurii ca să află în dristor. E o ipoteză, nu crezi? Mă privește pe gânduri. Ce-ai băut azi dimineață? Să nu zici că tot cafea cu lapte. Da, e o ipoteză. Ideea ar fi că cineva trebuie să o caute pe Nina și asta musai la bunică sa. Telefonul e sub urmărire? Nu a încetat nicio clipă să fie controlat. A, am așa o impresie în corp că se așteaptă un apel din Deutschland. Bărbaxu, Ia, Herr Hauptmann, Babuin, Schulze! În cazul ăsta suntem cu mâinile legate, trebuie să așteptăm telefonul lunea Bundestag. Exact, stăm la pândă și atât. nu e riscant? Dacă aveau de gând să o suprime, nu mai se chestrau. Au nevoie de Nina vie cel puțin până discută cu Helmut. Nu mai garantez după ce va pune receptorul în furcă. Totul depinde de conținutul convorbirii, iar noi vom fi pregătiți să intervenim imediat. Da? Mărie bădoiu. Chestia este, apare, să se lege. Ai vreun pariu de propus? Ne. Nah.